Universul cărților audio. Așa grăita Zaratustra, o carte pentru toți și pentru nimeni. Prima parte. Precuvântarea lui Zaratustra. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook-urile mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Când Zaratustra a împlinit 30 de ani, își părăsi ținutul său și lacul din ținutul său și în munți se duse. Trăi acolo hrănindu-se cu înțelepciune și singurătate și 10 ani trecură pe nebăgate în seamă. Dar se întâmplă ca inima să-și schimbe simțirea și într-o dimineață trezindu-se cu zorii, se înfățișă înaintea soarelui și astfel îi grăi. O, măreț astru, care ar fi fericirea ta de nu i-ai avea pe aceea pe care îi luminezi? De 10 ani urci până la văgăuna mea și te-ai și săturat de drumul tău și de luminați, de nu eram acolo noi, eu, vulturul și șarpele. Noi te așteptarăm în fiecare zor de zi ca să-ți luăm prisosul și să-ți aducem mulțumiri. Ci iată, sunt sătul de înțelepciunea mea, precum albina de prea multă miere. Nevoie simt de mâini care să-mi ceară. Aș vrea să-mi dăruiesc, să-mi risipesc înțelepciunea până în ziua când înțelepții dintre oameni se vor simți că-s fericiți cu nebunia lor, iar cei sărmani prea fericiți de avuția lor. Mi-ar trebui pentru aceasta să cobor în adâncimi, cum faci și tu în fiecare seară, când te scufunzi în mare, să-ți aduci lumina celor de sub pământuri, tu, astrul, revărsându-te de bogăție. Mi-ar trebui ca tine să apun, cum zic oamenii printre care vreau să cobor. Binecuvântează-mă deci, ochiule senin, tu care poți să vezi fără de pismă chiar și prea plinul fericirii. Binecuvântează cupa care se revarsă și al cărui aur curgător va duce pretutindeni lucirea fericirii tale. Iată, această cupă stă să se golească din nou. Vrea Zaratustra iarăși să fie om. Așa a început declinul lui Zaratustra. 2. Și singur Zaratustra coborâ din munte și nu întâlni pe nimeni în cale. Dar când era să intre într-o pădure, deodată văzu înaintea un bătrân ce-și părăsise sihăstria ca să-și găsească rădăcini de hrană. Și acel bătrân așa îi vorbi. Ăst călător nu mi-e cunoscut. Am mai trecut pe aici cu ani în urmă. Pe nume Zaratustra se chema, dar văd că s-a schimbat. Pe vremea aceea îți duceai cenușa în munte. Au, oare focul ți-l aduci acum în vale și nu ți-e teamă că fi vei pedepsit pentru acei care dau foc? Da, îl recunoscu, e Zaratustra, e ochiul limpede și buza curată de orice scârbă. Nu calcă oare ca într-un pas de dans? Schimbat e Zaratustra. Copil s-a făcut iar și s-a trezit. Dar ce cauți tu la cei ce încă dorm? Trăiai în sihăstria ta ca în sânul mării și marea aceea astfel te purta. Vai ție, vrei să te întorci pe țărm? Vai ție, vrei din nou să-ți târii povara trupului? Răspunse Zaratustra, îi iubesc pe oameni. De ce dar crezi că m-am retras, îi zise sfântul? Nu pentru că iubit am oamenii prea mult. Acum îl iubesc pe Dumnezeu și nu pe oameni, căci omul este o creatură prea nedesăvârșită. Să iubesc oamenii mi-ar fi ucigător. Răspunse Zaratustra, cine-ți vorbește de o astfel de iubire? Eu, oamenilor, am să le duc un dar. Nimic să nu le dai, îi zise sfântul. Mai bine ia-le o parte din povară, ca să-i ajut să o poarte. Aceasta e ce le place cel mai mult și tu de asemenea o să te simți bine. Și dacă vrei să le mai dai ceva, dă-le de pomană, dar mai întâi așteaptă să-ți o ceară. Nu, zise Zaratustra, nu le dau pomană, nu sunt atât de sărac să fac doar o pomană. Ci sfântul începu să râdă de Zaratustra și zise,
atunci încearcă de o să-ți primească avuțiile, că cei se îndoiesc de singuratici și nu ne cred când vrem să le dăm daruri. Sunetul pașilor noștri de-a lungul străzilor trezește un ecou prea singuratic. Astfel se face că noaptea, în paturile lor, de-aud trecând vreun om mai înaintea răsăritului de soare, ei se întreabă, unde se duce oare hoțul? Nu merge la oameni, rămâi în munți. Mai bine ai face să te duci la fiare. De ce nu vrei să fii ca mine, urs între urși și pasăre între păsări? Și ce face un sfânt într-o pădure? Îi puse întrebarea Zaratustra. Răspunse sfântul, fac cântece și mi le cânt, iar compunându-le râd, plâng, bolborosesc în felul meu de a-L lăuda pe Dumnezeu. Cântând, plângând, bolborosind, mi-L laud pe Dumnezeu care este al meu. Ci spune-mi, ce dar ziceai că ne aduci? Iar Zaratustra, întrebarea auzind, se depărtă de sfânt zicând, o să-ți aduc și daruri, acum lasă-mă să plec mai repede, că teamă-mi e să nu-ți iau și ceva. Și astfel se despărțiră bătrânul și cel ce se făcuse om, râzând ca doi copii. Dar după ce rămase singur Zaratustra, își zise în sine, e cu putință, oare acest sfânt bătrân de zile n-a auzit în codrul său spunându-se că Dumnezeu e mort? 3. Când Zaratustra ajunse în orașul apropiat, ce se înălța la marginea pădurii, află acolo o mare gloată adunată în piață, căci aștepta un dansator pe sârmă, și Zaratustra grăi mulțimii astfel. Eu vă învăț ce este supraomul. Omul este ceva ce trebuiește depășit. Făcutați voi ceva să-l depășiți? Până acum toate ființele au făcut ceva prin care să se depășească. Vreți voi să fiți refluxul acestei mări mari și mai degrabă să vă întoarceți la starea de animale decât să-l depășiți pe om? Ce e maimuța pentru om? Luare în râs, rușine dureroasă. Așa va fi și omul pentru supraom. Luare în râs, rușine dureroasă. Făcutați drumul de la vierme la om, dar este în voi destul încă din vierme. Odinioară ați fost maimuțe și chiar și acum e mai maimuță omul decât maimuțele. Până și cel mai înțelept dintre voi nu este decât o ființă hibridă și neîmperecheată, pe jumătate plantă, pe jumătate arătare. Ci v-am spus eu să fiți arătări ori plante. Eu vă învăț ce este supraomul. E supraomul sens al pământului. Voința voastră zică, fie ca supraomul să devină sens al pământului. Vă conjur, o, frații mei, rămâneți credincioși pământului și să nu-i credeți pe cei ce vă vorbesc despre speranțe suprapământești. Cu bună știință ori nu, aceștia sunt otrăvitori. Aceștia-s disprețuitorii ai vieții, muribunzi, intoxicați, sunt cei de care-i săturat pământul, să piară deci. A-L defăima pe Dumnezeu era odinioară cea mai cumplită defăimare, dar cum murita Dumnezeu, murit-au și defăimătorii. De acum cea mai grea osândă este pământul să-L blestemi și să pui preț mai mare pe înăuntrul celui nepătruns decât pui preț pe rostul pământului. Odinioară sufletul asupra trupului privea cu o privire disprețuitoare și nu era nimic mai prețuit decât acest dispreț, ci sufletul vroia ca trupul să fie slab, hidos și vlăguit. Gândea că astfel se va despovăra de el ca de un pământ. Dar însă sufletul ce slab, hidos și vlăguit era și își afla plăcerea în a fi rău. Voi, frații ai mei, spuneți-mi, ce arată trupul vostru că vie sufletul? Nu este sărmanul vostru suflet de o jalnică înfumurare? În fapt, omul e un râu plin de mocirlă și trebuie marea să fii ca să sorbi râul mocirlos fără a te murdări. Iată că supraomul vă învăț. El este această mare în care groaznicul dispreț al vostru nici n-o să vi se dezlușească. Care ar putea fi evenimentul cel mai de seamă al vieții voastre? Eu cred că ceasul marelui dispreț, ceasul când vă scârbiți de însăși fericirea voastră, de judecata și virtutea voastră, ceasul în care vă veți spune, ce importanță are fericirea mea? Ea nu-i decât mizerie și jalnică înfumurare,
ci ar fi trebuit să fie adeverirea vieții mele, ceasul în care vă veți spune ce importanță are judecata mea. Simte ea foamea de a ști, cum simte leul foamea pentru pradă, ea nu-i decât mizerie și jalnică înfumurare. Ceasul în care vă veți spune ce importanță are virtutea mea, ea încă nu m-a nebunit și cât sunt desătul de binele și răul ce le-am făcut. Totul nu este decât mizerie și jalnică înfumurare. Ceasul în care vă veți spune ce importanță are dreptatea mea, nu mi se pare că sunt foc și pară, ori cel drept e întotdeauna foc și pară. Ceasul în care vă veți spune ce importanță are mila mea, nu-i mila o cruce pe care-i pironit cel ce iubește oamenii, ori mila mea nu m-a crucificat. Aceste lucruri vi le-ați zis deja? Țipat-ați țipătul acesta? O, cum de nu v-am auzit! Și nu păcatul, ci mulțumirea voastră cea de rând este aceea ce-i strigătoare la cer. Zgârcenia ce o aveți chiar și în păcate, ea strigă la cer. Unde e fulgerul ca să vă atingă cu flama sa? Unde e nebunia în contra căreia va trebui să vă inoculați? Iată că supraomul vă învăț. El este acest fulger, el este această nebunie. Dar pe când Zaratustra grăia astfel, un om strigă din mijlocul mulțimii: destul vorbitune-ai de saltimbanc, arată-ni-l acum! Și toată gloata râse de Zaratustra. Ci saltimbancul pe care l-așteptau, crezând că a fost vorba de el, porni la lucru. 4. Privi la gloată Zaratustra uluit și astfel mai grăi. Omul e o sârmă întinsă între animal și supraom, o coardă peste un abis. Primejdios este să treci abisul, primejdios. Să faci această cale, primejdios. Să privești înapoi, primejdios. Să fii cuprins de spaimă, să te oprești deodată. Măreția omului constă în faptul că el este o punte și nu un țel la care să ajungi. Ceea ce poate fi iubit în om este că el e trecere și e pierzare. Iubesc pe cei ce nu știu să trăiască altfel decât pierind, fiindcă pierind se depășesc. Iubesc pe cei plini de un mare dispreț, căci poartă în ei înșiși un respect suprem. Ei sunt săgețile dorinței țintite spre malul celălalt. Iubesc pe cei ce n-au nevoie să cate dincolo de stele o cauză din care să piară și pentru care să se jertfească, ci ard pentru pământ, ca într-o zi să poată să fie pământul asupra omului împărăție. Iubesc pe cel care trăiește doar pentru a ști și care vrea să știe ca să-i dea voie într-o zi supra omului să fie. Astfel își vrea lui pierzare. Iubesc pe cel care lucrează și născocește, ca într-o zi să-i poată face supra omului o locuință și să gătească pământul pentru venirea lui, precum și plante și animale să-i pregătească, în felul acesta își vrea propria-i pierzare. Iubesc pe cel care își iubește virtutea, căci virtutea este voința de a pieri, săgeată a dorinței nesfârșite. Iubesc pe cel care nu-și pune deoparte vreo picătură măcar dintr-al său spirit, spirit ce-i cu intesența propriei virtuți, căci cu astfel de spirit va trece punte. Iubesc pe cel care își face din virtute o fatalitate, astfel din dragoste pentru virtute vrea să trăiască, dar și să piară. Iubesc pe cel care nu vrea virtuți prea multe. O singură virtute face mai mult ca două, e ca un nod mult mai puternic de care stă legată soarta. Iubesc pe cel al cărui suflet în cheltuirea-i de sine refuză orice plată, căci nu are să dea vreodată înapoi. Acesta doar dăruiește fără încetare, iar pentru sine nu ține nimic. Iubesc pe cel pe care îl cuprinde rușinea când zarurile cad de partea sa și care se întreabă atunci: nu soare un măsluitor? Căci vrerea sa e să piară. Iubesc pe cel care înaintea faptei sale răspândește mănunchi de vorbe aurite și care mai mult decât promisa înfăptuiește, căci vrerea sa e să piară. Iubesc pe cel care de mai înainte le dă dreptate oamenilor viitori, iar pe aceia din trecut îi iartă, căci vrerea sa e să piară prin cei de azi. Iubesc pe cel care îl mânie pe Dumnezeul său din dragoste de el, căci din mânia acestui Dumnezeu al său el va pieri.
iubesc pe cel al cărui suflet este adânc până și în rănile pe care le poartă și care vrea să moară dintr-un nimic. Acela de bunăvoie trece puntea. Iubesc pe cel al cărui suflet se revarsă, pierzându-și conștiința de sine și poartă astfel un vălmășac de lucruri, lucrurile acestea împreună îi vor pricinui pieirea. Iubesc pe cel care e liber în inimă și spirit. Capul său va zluși de măruntaie inimii, iar inima este aceea care îl împinge la pieire. Iubesc pe toți cei care se aseamănă grelelor picături și câte una căzătoare din norul negru ce atârnă peste oameni, ei prevestesc că fulgerul e aproape și pierd fiindcă au fost prevestitori. Iată, eu sunt cel care vă vestește fulgerul, sunt picătura grea căzută din înalturi, iar fulgerul e supraomul. 5. După ce Zaratustra grăi aceste vorbe, privi din nou mulțimea în tăcere. Iată-i, își zise în sine, iată-i cum râd. Nu mă înțeleg, pentru că eu nu sunt gura care să placă acestor urechi. Ar trebui să le pleznesc timpanul, să învețe să asculte cu privirea? Ar trebui să bat simbale și să urlu, cum fac predicatorii din părăsimi, sau nu mai cred aceștia decât în vorbele celor care bolborosesc? Există însă un lucru de care-s mândri. Care e lucrul de care-s mândri? Cultura, adică ceea ce-i distinge de crescătorii de capre. Iată de ce nu le prea place să-i disprețuiești. Mândriei lor grăi voi și le voi spune despre ce este mai de hulă pe lume, adică despre cel din urmă om. Și Zaratustra astfel grăi mulțimii. E vremea ca omul să-și fixeze un scop. E vremea ca omul să-și însămânțeze sămânța celei mai mari speranțe din câte are. Pământul este încă destul de vrednic pentru aceasta. Fie va și ziua când pământul, devenind sărac și slab, nu va mai odrăsli niciun copac de soi. Vai, vine vremea când omul nu-și va mai trimite în dincolo de lumea asta săgețile dorinței sale, când arcul îi se va fi dezvățat să se încordeze. Vă zic că trebuie să ai în tine haos încă spre a da naștere unei sprințare stele. Vă zic că aveți haos încă în voi. Vai, vine vremea când omul va fi neputincios să nască o stea sprințară. Vai, ceea ce vine este vremea omului celui mai de disprețuit, a omului ce nu va ști să se disprețuiască pe sine însuși. Iată, vreau să vă arăt pe cel din urmă om. Ce înseamnă să iubești? Ori să creezi? Ce înseamnă să dorești? Ce este o stea? Așa vorbiva cel din urmă om făcând cu ochiul. Pământul se va fi făcut mai mic, iar peste el văzut va fi cum țopăiva cel din urmă om, cel care micșorează orice lucru, și soiul său va fi de neschimbat, asemenea păduchelui de plante. Ultimul om va dăinui cel mai prelung. Noi inventat am fericirea, vor zice cei din urmă oameni făcând cu ochiul, și vor fi părăsit ținuturi unde viața este aspră, simțind nevoie de căldură. Iubit va fi încă aproapele și unul de altul se vor alipi, căci trebuile va căldură. Boala și neîncrederea lor vor părea păcate. Nu ai decât să vezi pe unde calci, nesimțitor cel care se împiedică ori de pietre, ori de oameni. Un pic de otravă din când în când, atât cât să aducă visuri plăcute, și multă pentru a sfârși și ca să fie plăcută moartea. Încă se va munci, fiindcă munca înveselește, dar grijă va fi ca astfel de distracție să nu devină ostenitoare. Nu va mai fi nimeni bogat, dar nici sărac, căci oboseala fi va și una și alta. Și cine vroiva să mai guverneze, cine vroiva să se mai supună, și una și alta fi vor obositoare. Niciun cioban, dar turma una. Toți vor vroi același lucru. Toți vor fi egali, oricine simțiva altfel de bunăvoie va intra în azilul de nebuni. Odinioară toată lumea era nebună, vor zice șmecherii făcând cu ochiul. Șmecheri vor fi și vor ști tot ce a fost odinioară. Avea vor astfel din ce să-și bată joc la nesfârșit. Se vor mai gâlcevi, dar repede va fi împăcarea, de teamă să nu-și strice mistuirea. Simți vor mica lor plăcere peste noapte și mica lor plăcere peste zi și lăuda vor sănătatea.
Noi inventatăm fericirea, vor zice cei din urmă oameni făcând cu ochiul. Aici sfârși întâia cuvântare a lui Zaratustra, numită de asemenea preacuvântare, căci strigătele și râsetele gloatei nu-i mai dădură pace. Dă-ni-l pe acesta cel din urmă om, o Zaratustra, strigară, ori fă-ne să fim noi acei din urmă oameni și ține-l pentru tine pe supraom. Și toată gloata se bucura și plescăia din limbă de plăcere. Dar Zaratustra se mâhni și-și zise în sine, nu mă înțeleg deloc, căci nu s-o gură care să placă acestor urechi. Prea mult în munți trăit-am, prea mult am ascultat părâuri și copaci și iată le vorbesc cum aș vorbi unor păstori de capre. Ci sufletul mi-e neclintit și limpede ca muntele în zori, dar ei mă cred rece și cred că sunt înșelător nemernic și acum mă privesc rânjind. Și nu sunt mulțumiți că mă rânjesc, ci mă urăsc. Au gheață în ele râsetele lor. 6. Dar se întâmplă un lucru care făcu să amuțească larmă și să privească toți către ceva, căci saltimbancul între timp își începuse lucrul. Ieșise pe o portiță și acum călca pe coarda întinsă între două turnuri deasupra pieții și a mulțimii. Ci cum făcuse o jumătate din drum, portița se deschise din nou și un băietan, legat la ochi, ce arăta ca o paiață, sări pe coardă și începu să alerge către primul. Înaintează, șchiopule, strigă cu glas îngrozitor. Înaintează, trătură, hei, slăbănogule, și ai grijă să nu te gâdi-l cu călcâiul. Ce faci acolo între două turnuri? În turn ți-e locul tău, să fii închis, că stai în calea unuia mai bun ca tine. Și cu fiecare cuvânt, acesta din urmă se apropia mai mult. Când mai avut numai un pas până la cel din față, se întâmplă lucrul îngrozitor, lucrul care amuțise larmă și ațintise toate privirile. Noul venit țipă odată, diavolește, și sări peste acel ce-i sta în drum. Acela, văzând victoria rivalului, își pierdu cumpătul și cumpăna pe coardă. Scăpând prăjina, căzu în gol ca o murișcă dând din picioare și din mâini. Piața și mulțimea se asemănau cu marea vălurită de furtună. Fugiră toți în toate părțile, învălmășiți, dar mai ales spre locul unde urma să cadă trupul. Ci Zaratustra nu se clinti, iar trupul se prăbuși alături de el zdrobit, dar încă mai trăind. După o clipă rănitul își reveni, iar Zaratustra îngenunchie. Ce faci?" îi zise acela lui Zaratustra. Știam de mult că diavolul o să mă căsăpească. Acum o să mă duc în iad. N-ai vrea să nu-l lași?" Pe cinste, prietene," răspunse Zaratustra, că nu există ceea ce spui tu. Nici diavol nu există și nici iad. Mai repede o să-ți moară sufletul ca trupul, deci să n-ai teamă." Dar omul îl privi cu îndoială. Despui adevărat," își zise el, nu pierd nimic dacă îmi pierd viața, că nu-s decât un animal care a învățat să joace sub lovituri de bici. Nu chiar, răspunse Zaratustra, căci din pericol ți-ai făcut o meserie și nu-i nimic a te disprețuit în asta. Din cauza acestei meserii tu mori acum, iar eu o să te îngrop cu mâna mea. Auzind astfel, cel ce murea nimica nu mai zise, ci căută cu mâna-i mâna lui Zaratustra spre a-i mulțumi. 7. Se lăsă seara și piața se învălui în întuneric. Mulțimea se împrăștie că cinsele, curiozitatea și groaza ostenesc până la urmă. Doar Zaratustra rămase alături de cel mort, în gânduri adâncit, uitând de vreme. Se făcu noapte de tot și un vânt aspru îl bătea singuratic și Zaratustra se ridică zicându-și. În fapt, a avut astăzi zi bună Zaratustra la pescuit. N-a pescuit un om, a pescuit un hoit. Îngrozitoare e viața omului și-i totdeauna fără rost. De ajuns este și o paiață ca să sfârșească. Eu îi voi învăța pe oameni care e rostul vieții lor, adică supraomul. Fulgerul ce fi va să țâșnească din negurimea bolții omenești. Dar sunt încă departe de ei și gândurile mele au un rost ce nu vorbește rosturilor lor.
Oamenii nu văd încă în mine decât ceva între un hoit și un nebun. Întunecată-i noaptea, întunecate scăile lui Zaratustra. Hai, prietene înțepenit și rece, te duc acolo unde o să te îngrop cu mâna mea. 8. Astfel, grăindu-și în sinea sa, luă în cârcă hoitul Zaratustra și porni la drum. Și abia făcut vreo 100 de pași, că un om se furișe lângă el și îi șopti ceva. Orice care vorbea era paiața. Du-te departe de acest oraș, o, Zaratustra, zise el, căci sunt prea mulți oameni care te urăsc. Cei buni și drepți te urăsc zicând că tu le ești dușman și că îi disprețuiești. Cei credincioși adevăratei credințe te urăsc, zicând că ești periculos pentru mulțime. Noroc avut ai că doar au râs de tine. De fapt și tu l-ai vorbit ca un măscărici. Și ai avut noroc că te-ai întovărășit cu acest câine mort, căci smerindu-te astfel, te-ai salvat pe ziua de azi. Dar pleacă din acest oraș, de nu, ca mâine aș putea să sar și peste tine eu cel viu peste un mort. După ce zis acestea, omul dispăru, iar Zaratustra își urmă drumul pe ulițe întunecoase. La poarta orașului întâlni groparii. Aceștia, ridicând o torță în dreptul chipului, îl recunoscură pe Zaratustra și își râseră de el. Iată-l pe Zaratustra, ducând un câine mort. Să fie într-un ceas bun, Zaratustra s-a făcut gropar, doar nu o să ne spurcăm noi mâinile cu un asemenea vânat. Vrea Zaratustra să-i fure diavolului prada? N-are decât, noroc și poftă bună, doar să nu fie diavol mai hoț ca Zaratustra, că ar fi în stare să-i fure pe amândoi și să-i mănânce pe amândoi. Și groparii se puseră pe râs vorbind în șoapte. Și Zaratustra merse mai departe fără să zică nimic. După vreo 2 ceasuri trecând prin mlaștini și păduri și auzind înfometatul urlet de lupi, simți că este și lui foame. Se opri deci dinaintea unei case în care se zărea lumina unei lumânări. Mă prinde foamea ca un tâlhar, își zise Zaratustra. Mă prinde în mijlocul pădurii și al mlaștinilor în plină noapte. Și foamea mea-i cu toane. Adesea îmi vine după ce am mâncat, dar astăzi nu mi-a venit întreaga zi. Unde o fi stat până acum? Astfel zicându-și Zaratustra, bătu la ușa casei. Ieși un moș cu lumânare și întrebă, cine-mi tulbură somnul cel rău? Un mort și un viu, răspunse Zaratustra. Dăm să mănânc ceva și dăm să beau, căci toată ziua n-am luat nimic. Cine dă hrană celui ce-i flămând, sufletul său și-l satură. Așa grăiește înțelepciune. Bătrânul plecă, dar reveni în grabă și întinse lui Zaratustra vin și pâine. E un ținut neprielnic celor flămânzi, îi zise el. De aceea îl locuiesc. Oameni și animale vin în schivnicia mea. Dar spune-i celui ce te însoțește să bea și el și să mănânce, că fi mai ostenit ca tine. Răspunse Zaratustra, însoțitorul meu e mort și l-aș convinge cu prea mare greutate. Ce-mi pasă, răspunse moșul pe un ton de arțag, când cineva îmi bate la ușă, se mulțumește cu ce-i dau. Mâncați și apoi mergeți cu bine. Mai merse Zaratustra cale de 2 ceasuri, luându-se după lucirea stelelor. Era în obișnuința lui să meargă noaptea și îi plăcea să-și închipuie pe cei dormind. Când se făcu de ziua, era într-o atât de adâncă pădure Zaratustra că nu vedea nicio cărare. Atunci îl așeză pe mort în scorbura unui copac de alături ca să-l adăpostească de lup și se culcă și el. Și în curând adormiți cu trupul frânt de osteneală, dar cu întregul suflet neclintit. 9. Dormita multă vreme Zaratustra, încât nu numai zorii, dar dimineața toată i s-a șternut pe chip. În sfârșit, deschide ochii și surprins privi pădurea și ascultă tăcerea ca și în sine însuși. Apoi se ridică grăbit ca un navigator care zărește pământul dintr-o dată și dete un strigăt de bucurie, văzuse un lucru nou și astfel grăi. Mi-a apărut o limpezire, am nevoie de însoțitori. De vii, iar nu de morți, și n-am nevoie de hoituri pe care să le duc unde vreau eu. De vii însoțitori am trebuință, de însoțitori ce să-mi urmeze, fiindcă vor să o facă și mă urmează unde doresc eu. Mi-a apărut o limpezire,
nu gloatei să-i grăiască Zaratustra, ci celor ce-l vor însoți, căci Zaratustra nu va fi păstorul unei turme, nici câinele acestuia. Venit am să iau din turmă multe oi, de aceea turma și mulțimea s-au supărat pe mine. Vrea Zaratustra ca păstorii să vadă în el tâlharul. Am zis păstorii, dar ei se numesc făcători de bine și dreptate. Am zis păstorii, dar ei au numele de credincioși ai unei credințe adevărate. Priviți-i pe acești buni și pe acești drepți. Oare pe cine urăsc ei mai mult? Pe acela ce le sfărâmă tabla de valori, pe sfărâmătorul la toate, pe tâlhar. Ori tocmai acela este creatorul. Un creator își caută însoțitori, nu hoituri. El nu vrea nici turme, nici credincioși. El cată creatori să se însoțească dintre aceia ce înscriu pe table noi valori la fel de noi. Își caută creatorul însoțitorii care să-l ajute la strângerea recoltei, căci îi sunt coapte holdele, dar îi lipsesc 100 de seceri și smulge spicele cu mâna și îl cuprinde mânia. Își caută creatorul însoțitor dintre aceia ce știu să își ascută secera. Fii vor numiți distrugători și detractori ai binelui și ai răului, dar nu-s decât culegători ce strâng întâi recolta și apoi se odihnesc. Și Zaratustra-i caută pe aceea împreună cu care să creeze, să recolteze și să se odihnească. N-are ce face cu turme, nici cu păstori și nici cu hoituri, iar tu, întâiul meu însoțitor, să odihnești în pace. Te-am așezat cu grijă în copacul scorburos, te-am pus la adăpost de lup, dar te părăsesc căci vremea e împlinită. De seară până azi în zori primit am noul adevăr, dar nu voi fi nici păstor și nici gropar, nici nu voi mai vorbi mulțimii și pentru cea din urmă oară vorbesc cu mort, cu creatorii, cu strângătorii de recoltă, cu cei ce se odihnesc după ce au făptuit. Goliul să îmi urmeze nebunia în zbor. Așa a început declinul lui Zaratustra. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și comment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.